Trebuie să vă mai prezint o inginerie indiană. Această inginerie indiană presupune o țeavă. Mai multe țevi. Toate țevile. Bun. Haideți să începem cu dușul, care are două părți. Una stângă, cu roșu, unde, bineînțeles, curge apă rece. Dai în jos și începe să curgă apă rece. Și albastru, unde curge apă caldă. Din îngemânarea celor două jeturi, ai o apă semicaldă, semirece. Ideea că te frige pe dreapta, te răcește pe stânga. Este un duș cel puțin interesant la care prefer să folosești doar o singură parte. Scurgerea, bineînțeles, este în jos, prin spatele acelei găleți și este comună în gaura aia din perete cu scurgerea care vine de la chiuvetă. De aici, apa se duce în două părți. Se duce atât la vasul de veceu, atât și la duș, atât și la chiuvetă, atât și în sus. Atât și gata. Aceasta este ingineria indiană, partea a doua.